Bună dragilor, bine ați venit sau ați revenit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube, întregul meu conținut este total gratuit. Um, tot mi-ați scris atât pe grupul meu de Facebook Freck Family, apropo, oricine e binevenit acolo. Asta dacă sunteți iubitori, pasionați, fanatici sau la început de drum cu tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Mi-ați scris și pe contul meu de Instagram. Apropo, mai am și un cont de TikTok, da? Link în bara de descrieri pentru fiecare din aceste trei conturi, da? platforme sau cum vreți voi să le spuneți. Mi-ați tot scris, m-ați tot întrebat Ana sau Rojin... Ce ne spui despre Haifa? Bun. În sfârșit am reușit să port și eu parfumurile. Mi-am format o idee despre ele și acum pot veni cu ceva concret în fața voastră. Voi știți deja cum v-am obișnuit, mie nu-mi place să vorbesc de dragul de a crea conținut. Nu, eu trebuie să port, eu trebuie să mă lămuresc, eu trebuie să știu ce și cum despre un anume X parfum. Așadar, fără nicio altă introducere, astăzi vin cu impresia mea despre Haifa. Întâi și întâi de toate, am făcut așa un mic research pentru că, ce să vezi, sunt femeie, și noi, femeile, prin definiție, suntem așa cam curioase, și în spatele acestui brand se află un dom. Nu este dal nostru, însă a devenit dal de nostru în sensul că este cetățean străin. Ce s-a stabilit la noi în țară, mai exact în Craiova, și a dezvoltat și a dezvoltat mai bine spus pasiunea pentru parfumuri, creându-și acest, brand, da? Haifa Parfums. Uh, produsele Haifa, de ce am cercetat eu? o să vă prezint fiecare în parte. Însă, undeva aici pe etichetă spune țara de origine România. Bun. Când am văzut țara de origine România, atunci da, m-am montat între ghilimele să caut să aflu ce și cum. Se pare că acest domn din spatele Haifa, fără nici cea mai mică exagerare, este acest Iusuf Bai al nostru, mioritic. De ce spun asta? Pe site-ul lor, apropo, o să vă las oricum, pentru fiecare din parfumuri, ca de obicei, veți avea link în bara de descrieri, însă, însă, noutatea unde este și chestia foarte, foarte interesantă. Acest brand are magazine fizice. O să vă las inserat aici. Uh, au postare pe pagina de Facebook, unde puteți găsi lista magazinelor fizice din fiecare oraș. Da? Așadar, um, vă ajută pe voi pur și simplu să mergeți acolo, să testați direct tot ce, orice parfum doriți dumneavoastră și eventual să-l achiziționați pe loc. Întâi și întâi de toate. Dacă vi se pare că eu sunt mega extaziată, dacă nu v-ați obișnuit cu stilul meu și cu atitudinea mea în ceea ce privește parfumurile ce îmi plac, că nu îmi plac toate, um, o să vă las din nou atașat aici. Comanda a fost plătită din banii mei, da? Ca să ne lămurim de la bun început. Comanda este din banii mei, este plătită de mine pur și simplu curiozitatea m-a împins pentru că discutam cu cineva care este fanatic Haifa, salut. Și mi-a tot spus: "Nu, trebuie să încerci Haifa, trebuie să încerci Haifa." Am încercat Haifa și și. Trecem direct la subiect. Um, nu înainte de a preciza faptul că eu v-am spus că din punctul meu de vedere domnul parfumier din spatele Haifa este acest Yusuf Bai al nostru. De ce? Deoarece are fabrica aici la noi, da? undeva în Craiova dacă am reținut eu bine. Parfumurile sunt atât parfumuri inspirate, da? parfumuri tip clonă, cât și parfumuri cu ADN original. Create însăși de acest domn. Da? Momentan, ceea ce dețin eu, și anume cinci parfumuri, toate sunt parfumuri inspirate. Urmează să-mi comand și parfumul cu ADN original, pentru că acum, clar, mi-a atras atenția foarte mult acest brand, și vom discuta când va veni momentul, și în legătură cu parfumurile cu ADN original. Din comanda plasată de mine, am ales întâi și întâi de toate. Cutiile sunt standard, la fel cum sunt și sticluțele. Asta discutând despre parfumurile inspirate. Am aici un cod Haifa 36 și eu am ales sticluțe de 30 de mililitri. Am văzut că ei acolo pe site scriu că parfumurile lor au 30% concentrație de uleiuri, chestie care mi-a atras atenția, concentrația de uleiuri cu cât este mai mare, cu atât sporește performanțele unui parfum mai mult. Și zic, hai să vedem, 30 de ml, 40 de lei, nu e mare pagubă, dar trebuie să comand să mă lămuresc. Acest Haifa, ce cod ai tu? 36. Acest Haifa 36 este un parfum inspirat din insolans de la Guerlain și nu orice beci sau orice variantă de insolans, ci insolans 2006. Da, un parfum ce-l ador, un parfum ce țin cu dinții de el. Da, însă, însă parfumul inspirat de la Haifa mi-a dat aripi. În ce sens? În sensul că de acum înainte pot face baie, între ghilimele, liniștită în aroma Insolans Beciul Vechi 2006. Pentru că asemănarea acestui parfum cu originalul este în proporție de 99%. Sunt iubitoarea acestui parfum, îl ador, îl venerez, este unul din preferatele mele de la casa Guerlain. Tot am căutat o variantă cât se poate de inspirată, dar nu vreau să-mi lipsească această aromă. Și da, am găsit la haifa. Da. Știu că mi-ați scris multe, din nou mă repet, atât pe Instagram, cât și pe grupul meu de Facebook, cât și în privat, da. Este 99% aceeași, aceeași aromă. Diferența aceea de 1% o face varianta Haifa în sensul că parfumul inspirat din insolans de la Haifa este o idee mai pudrat decât originalul. Da? Dacă nu prea sunteți în zona parfumurilor pudrate cu siguranță nu. Pentru mine acest parfum este unul ce mă duce cu gândul la un budoar, mă duce cu gândul la lux, mă duce la, la, eleganța aceea din alte timpuri de mult apuse, mă duce cu gândul, de ce nu, și la bombonici de violete pudrate. Da, are aceeași profunzime din nou, în opinia mea la felul în care percep eu un parfum, pentru mine este 99% identic cu originalul. Este și acea atingere de boabe tonca, dar violetele sunt extrem de bine redate. Extrem de bine redate. Pentru toate iubitoarele insolans, din câte am studiat eu site-ul, nu au mostre, Însă, din nou vă spun, mergeți la magazinele fizice și testați Haifa 36. Da, din nou, la fel ne spune aici că este made in România. Sticlele sunt standard pentru varianta de 30 de mililitri. De fapt, din ce am observat pe site, pentru absolut toate variantele au sticluțe standard și ele sunt codate diferit, da? au coduri diferite. Însă, pentru mine, acest Haifa 36 cu siguranță va veni și în sticlă mare. Da? Îmi place enorm de mult. Știu că îmi notasem eu 30 de ml 40 de lei, 50 de ml 60 de lei, 90 de ml 80 de lei. La cât de bine este redat, la ce performanțe are, pentru că, într-adevăr, nu au scris la mișto, cum se spune, treaba cu 30% concentrație de uleiuri. Nu. Nu au mințit cu absolut nimic. Acest parfum pe pielea mea a persistat undeva la 10 ore, are și siaj, are absolut tot ce trebuie unui parfum, iar pe haine, pe haine, s-a resimțit fin și la o zi două după ce le-am spălat. Da? Pentru mine, categoric, 10 din 10, o variantă extrem, dar extrem de reușită pentru Insolans 2006. Nu, nu a fost decât o surpriză extrem, extrem de plăcută. Următorul parfum, da, aceeași cutie, însă codul este 608. Acest Haifa 608 este nici mai mult, nici mai puțin. O reinterpretare pentru Label de la Jean Paul Gaultier. Da. Un alt preferat de-al meu, din nou o obsesie mai bine zis, este acest Label pentru mine. Deci îl ador pur și simplu, cum vă spun eu mereu, l-aș bea. Da. Eu aș bea Label. Pur și simplu ador această aromă genul acela de aromă ce creează dependență. Cum este varianta celor de la Haifa uh, și atomizorul. Sta să mut eu paharul. Hu, am dat foarte mult. Da? Deci atomizoarele sunt extrem de bune. Iar varianta Haifa pentru label este 90% identică. O spun în calitate de iubitoare, de purtătoare, de label, și așa mai departe. <coughs> Mii de scuze, însă este foarte puternic, și eu ca să vă arăt, dumneavoastră atomizorul care este excepțional, am pulverizat foarte, foarte mult. Bun! Da, v-am spus că este identic 90% cu originalul. Diferența aceea de 10% ce o resimt eu față de parfumul original uh, constă în nota de piele și nota de vetiver. În clona de la Haifa, clona, parfumul inspirat de la Haifa, pielea și vetiverul sunt o idee mai domolite față de original. Din nou, pe mine una personal. Nu mă deranjează. De ce? Pentru că am parte de aceeași pară zemoasă, suculentă, dulce, senzuală, hipnotizantă ca în original. Am parte de aceeași vanilie, fructată, dulce, dulcele acela ușor copleșitor pentru multe persoane, dar eu ador acel dulce. Este acel parfum cald, confortabil, siropos. Acel iz dulce lipicios, dar totodată senzual și foarte, foarte feminin. Din nou, pentru mine, această iubitoare de la Bel, varianta Haifa a fost Sfântul Graal, cum se spune, da? Din nou, un parfum care cu siguranță va veni și în varianta full size. Da, cu siguranță îmi voi achiziționa și o sticlă full size în care pot să-mi fac baie liniștită, pentru că mica această diferență pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Da? Mica diferență însemnând, după cum v-am spus, nota de vetiver și nota de piele, ce sunt ușor mai domolite aici. Dar avem același ADN. Este același ADN. Într-adevăr, este același ADN. Din nou, poate vă par prea entuziasmată, însă eu chiar iubesc label, așa cum chiar iubesc din suflet insolans. Pentru mine au fost unele din cele mai mari descoperiri, așa de început de an cum se spune, da? Parfumurile Haifa. Următorul, este Haifa 151 și anume parfum inspirat din Angel de la Terry Mugler. Acest Haifa, cât am spus, 151, mă tot încurc în coduri. Acest Haifa 151 inspirat de Angel este, în opinia mea, 80% acel Angel. Resimt. Același ADN dulce, fructat, copleșitor, miere, caramel, dulceață fructată, copleșitoare, prune, fructe de pădure. Însă, de ce spun decât 80%? Pentru că eu, sau cel puțin cu mine, da, pe pielea mea, fiind un parfum purtat pe piele și pe haine, pe pielea mea, acest uh, parfum inspirat din Angel prinde un iz fin de ud. Nu mă deranjează. Uh, din contră, sinceră să fiu, am impresia că îi dă mai multă profunzime, nu că Angelul original ar fi vreun parfum firav, dar dă foarte bine. Dar asta se întâmplă strict pe pielea mea. Pe haine, dacă îl pulverizez, după 15 minute de la pulverizare, merge să spun un 85% în zona angelul, Angelului original. Da? Din nou, știu că multe dintre voi credeți că treaba cu PH-ul este un mit. Eu nu știu ce să spun, adică am ceva în cap, însă nu vreau să mă contrazic cu nimeni. Cert e că. Uh, parfumurile pe pielea mea miros într-un fel, iar pe pielea altor doamne din jurul meu, ca să mă exprim așa, miros altfel. Pe mine, acest Angel, această variantă inspirată din Angel de la Mugler, are acel fin subton de ud. Pe haine, însă, nu. Da? Dar, din nou, dacă sunteți în zona parfumurilor copleșitoare sau opulente, sau uh, dulci lipicioase cum este ingelul original, părerea mea, oricum, părerea mea strict de tot ceea ce înseamnă Haifa este să mergeți să le testați. Deci aveți în moluri, aveți în. Uh, hipermarketuri comerciale, da? Intrați pe pagina lor de Facebook, din nou vă spun, o să vă las link în bara de descrieri și vedeți cu exactitate locațiile unde au magazine fizice și unde le puteți testa. Insist să le testați, da? Insist. Următorul vine în varianta de 50 de mililitri, mi-a fost dăruit, nu din partea Haifa, din partea um, unei persoane ce mă urmărește, și este 707. Da? 50 de mililitri. Haifa, 707. Ce avem noi aici? Avem uh, un parfum inspirat din Gisada Ambasador. Hei bine, acest parfum toată lumea de fapt este marketat ca fiind un parfum bărbătesc. Pentru mine, nu. Nu este un parfum bărbătesc. Doamne! Pentru mine este un parfum pur unisex. Acest parfum, nu am testat Gisada Ambasador varianta originală, habar n-am cum miroase acela, așadar părerea mea va fi strict despre acest Haifa 707. Este cea mai superbă deschidere de cardamom și măr verde. Este extrem, extrem de bine lucrat. Absolut extrem de bine lucrat. Avem aici, pe măsură ce se dezvoltă, acel mango superb, zemos, suculent, delicios. Da? este foarte bine redată nota de mango. Am rămas plăcut impresionată, nu găsesc aici acel mango cu sintetic. După cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, nu vin acum să vă spun, a, e ingredient natural și așa mai departe. Nu, habar n-am ce s-a folosit în acest parfum, știu decât că conține 30% uleiuri, da? Are o concentrație de 30% uleiuri, însă este extrem de bine făcut. Extrem de bine făcut. Are și o atingere proaspăt florală, dar totodată are și un finis tropical. Cu siguranță uh, am eu feelingul că la vară va fi oarecum parfumul meu semnătură pentru vara aceasta. Este extrem de impunător. Are un siaj Extrem de mare, extrem de mare față de restul parfumurilor despre care v-am vorbit până acum. Persistența este la modul bestie, între ghilimele, în sensul că pe pielea mea îl resimt și după duș. Nu are absolut nimic middle eastern, nu are absolut nimic care să-ți lase senzația de parfum ieftin sau că miroși ieftin, cum se spune. Nu. Este o aromă superbă, superbă, superbă. Din nou vă spun, habar n-am cum miroase originalul, vorbesc strict de acest Haifa 707. Am observat în YouTube-ul extern că mulți dintre creatorii de conținut aseamănă acest Gisada ambasador cu Sovaji. Pentru mine nu au nici cea mai mică legătură. Nu, nu. Uh, cel puțin varianta aceasta, da, de la Haifa. Uh, la cât de bine sunt lucrate celelalte variante, adică cât de tare se apropie de original, tind să cred că și acesta este extrem de apropiat de original. Și dacă acesta este extrem de apropiat de original, categoric nu există în percepția mea și după felul în care percep eu un parfum, resimt eu un parfum. Nu pot asemăna acest parfum cu sovaji, Nu. Pentru mine este categoric un parfum unisex. V-am spus, o să mă vedeți cu el toată vara, da, deci eu voi face baie în acest parfum. Este superb. Pentru multe dintre doamne, însă, s-ar putea să încline masculin. De aceea, din nou, insist, mergeți și testați însă pentru domni cu siguranță poate fi acel parfum semnătură categoric. Este un parfum ce eu personal îl aș vedea pe soțul meu purtându-l oricând, în orice anotimp, că e primăvară, că e vară, că e toamnă, că e iarnă. Acest parfum are o aromă foarte bogată și foarte altfel, între ghilimele, da? Nu este acel parfum ce îl întâlnești la orice pas. Nu, cu siguranță nu dar da. Este cum se spune acel hidden gem, da? Acea comoară ascunsă. Ador. Deci Haifa 707 pur și simplu îl ador. Ultimul, dar nu cel din urmă, este tot dăruit de aceeași persoană care mi-a dăruit și Haifa 707 și vorbim aici de TV 296 sau parfumul inspirat de Tobacco Vanil de la Tom Ford. Ce avem aici? Avem o bombă. De aceea l-am lăsat și la final, pentru că pentru că această variantă de uh, parfum inspirat din Tobacco Vanil de la Tom Ford, în opinia mea, la toate clonele ce le am și la toate ce le-am testat până acum. Varianta aceasta de la Haifa mi se pare cea mai întunecată, cea mai opulentă, da? Este bombă, deci bombă. Cu parfumul ăsta nu e de joacă, cum se spune. E una care, mă știți că fac overspraying cu acest parfum, nu pot mai mult decât două pufuri. Deci nu pot, nu pot. Dacă dau mai mult de două pulverizări, ar însemna direct sinucidere curată. Sincer, fără nici cea mai mică exagerare. Este cea mai puternică variantă de tobacco vanil din tot ce am testat eu până la ora actuală. Este un parfum unisex, dar, în opinia mea, din nou, de data aceasta, varianta Haifa înclină oarecum în latura masculină. De ce spun asta? Deoarece tutunul de aici mi se pare mult mai in your face față de alte clone. E genul acela de tutun care, pur și simplu, când pulverizezi parfumul, vine și îți dă un pumn în față și spune, hei, eu sunt aici, da? Este extrem, extrem de puternic. Însă, cu toate acestea, da, se resimte și acea vanilie fructată, acele fructe confiate. Se resimte foarte bine, și cacao, da? Nota de cacao din acest parfum este redată din nou extrem, extrem de bine. Însă, în toată combinația, în tot parfumul, acest parfum este pur și simplu centrat pe tutun. Dar tutun mult și in your face. Eu, una personal, v-am mai spus de atâtea ori cu mare rușine sunt fumătoare înrăită. Și ce am observat din toate parfumurile ce le dețin, în momentul în care port acest parfum și automat fumez, se dezvoltă, nu știu, prinde așa o chestie misterioasă, prinde, e ca și cum îți conferă o aură, da? ceva special. O să ziceți că am luat o razna, dar pur și simplu așa-l percep. Da? Așa-l percep. Și, din nou, dacă îl testați și când îl testați, nu dați mai mult de un singur puf. Vă rog, eu insist, este extrem, extrem de puternic. Ca o idee, ca o paranteză, ca o părere finală în legătură cu aceste parfumuri, absolut toate, la primul puf, sunt extrem de puternice, dar extrem în sensul exagerat. Pur și simplu vă izbesc în nas și pe moment nu vă lasă să le descifrați. Dar când eu vin și vă spun parfumurile Haifa vă izbesc în nas și nu vă lasă să le descifrați la primul puf, asta nu înseamnă că se simte izul de alcool. Au fost printre puținele parfumuri care, de la bun început, fără macerare, fără absolut nimic, eu nu am simțit nici cel mai fin iz de alcool. Deci eu nu am simțit alcool în aceste parfumuri. Chestie care la alte parfumuri vag resimt la primul puf, iar după macerare se stompează complet. Însă, parfumurile Haifa, jos pălăria, plus că, poate eu nu par, dar sunt un pic naționalistă, și când am văzut treaba cu Made în România. Am zis ok, mai cumpăr de la tine, glumesc acum, dar um, mi se par niște comori ascunse. Sincer vă spun, v-am repetat, vă las din nou a doua oară, sunt plătite din banii mei, adică nu vreau să trăiți cu impresia că mi-a trimis Haifa un coleg și eu gata să sar în sus aici de bucurie. Nu, ați văzut și pe Instagram și pe TikTok și pe contul meu de Facebook, grupul meu de Facebook Frag Family, le am de ceva timp, da? Le-am purtat, mi-am putut face o idee și sunt mai mult decât mulțumită. În tot ceea ce le privește, da? Începând cu aroma în sine și nu în ultimul rând, încheind cu performanțele. Au performanțe bombă. Bombă! Da? Și din nou vă spun am impresia că, adică nu știu cum sunt ele create. Cert e că nu sunt genul de parfumuri ce trebuie să stea la macerat. Da? Pentru că din start, cel puțin toate cele trei, în variantele de 30 de mililitri, ce mi le-am comandat eu și achitat eu personal, dar țin să subliniez faptul acesta, de la bun început, de când le-am deschis, au fost, exact cum v-am spus, insolans 99%, label 90%, angel 80% pe pielea mea. Da? De la bun început au dat foarte mult, ca să mă exprim așa. De la bun început au avut performanțe, de la bun început au fost ceea ce trebuie, începând cu uh, ADN-ul pe care au fost construite, încheind cu siajul, longevitatea și așa mai departe. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet, cu siguranță, cu siguranță, pe mine una personal Haifa m-a cucerit și cu siguranță voi achiziționa și câteva din variantele cu ADN original, da? Mai ales că pe mine una personal m-a intrigat oarecum și chestia asta, că ele chiar sunt create de un parfumier chiar la noi în România. Da? Și vreau să văd și variantele cu ADN original. Dacă ați rămas cu mine până acum, vă mulțumesc din suflet. Dacă și voi ați testat sau poate de ce nu aveți ceva de la Haifa, haideți să ne auzim în secțiunea comentarii, să împărtășim opinii. De-abia cu ocazia asta mai îmi fac și o, o idee, poate mai îmi dați alte parfumuri, da? să mai trec pe listă să știu ce mai comand. Și nu uitați de abonare, nu uitați de like dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare vă doresc zile fabuloase și pline cu parfum. V-am pupat!